Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi facem Q&A, s-au strâns destul de multe întrebări, așa că ar trebui să închei cu introducerea asta, că și așa sunt destul de multe întrebări serioase și ar trebui să răspund la ele. Așa că, ia să vedem, prima întrebare. De ce am impresia că ai mai multe personalități? Adică pari ba serios și abordezi subiecte serioase, ba ești pe glume și pe șmecherii, ba ești chill, ba ești nervos, ba amuzant. Cum te poți fi așa cum ești? Simplu. Sunt eu însumi. Majoritatea youtuberilor mari sunt niște prefăcuți în fața camerei, joacă ei un rol, încearcă ei să pară mai fericiți sau mai triști ca să atragă simpatie victimizându-se. Cel mai bun exemplu de youtuber prefăcut aș putea să vi-l dau pe Șelaru. A încercat el să pară apărătorul noilor generații, că luptă el cu sistemul de învățământ, încolo interesul lui a fost doar să-și mai facă numele mai cunoscut și să mai ia niște bani, de aceea și-a luat și emisiune TV. Pe scurt, omul e un bunoi, dar a încercat să pară un om bun. Mă bucur că am putut să le dau multora peste nas care aveau impresia că ăla chiar o să facă ceva. Și cam așa sunt majoritatea youtuberilor mari. Eu, de exemplu, sunt foarte autentic în fața camerei. Nu sunt genul să mă prefac, să mă comport într-un anume fel doar ca să atrag mai multă atenție. E ca în viața reală. La școală, dacă te prefaci că ești într-un anume fel, o să atragi mai mulți oameni în jurul tău care o să te simpatizeze. Dar dacă ești tu însuți, o să ai mai puțin prieteni, dar măcar acei câțiva prieteni vor putea fi numiți de tine cu adevărat tovarăși. Cam așa și pe YouTube. Nu am milionul de abonați, nici suta de mii, dar măcar am acolo niște abonați care se dedică foarte mult, îmi fac meme-uri geniale, îmi dau mereu mesaje cu felicitări și sfaturi pentru videoclipuri și așa mai departe. Și cam ăsta e sfatul meu. Fiți voi și vă tot timpul. Nu o să puteți face pe toată lumea să vă placă, dar măcar cei ce vă vor plăcea, vă vor plăcea pentru așa cum sunteți voi. Dacă ar fi să te reîncarnezi într-un animal, ce animal ai alege să fii? Probabil că mulți dintre voi ați spune că ați vrea să fiți, nu știu, rechini, lei, tigri, cimpanzei, struț, ocămile, dinozauri, pterodactil și așa mai departe. Însă eu, dacă ar fi să mă reîncarnez, aș vrea să mă reîncarnez într-un porumbel. Nu pentru că este drăguț și un simbol al păcii, ci pentru că aș putea să zbor peste marile intersecții din București și să mă cac pe toate cazanele cocalarilor cu BMW cu volan pe dreapta și cu numere de Bulgaria. O să ajut și youtuberii mici? Da, chiar acum o săptămână am făcut un videoclip cu un youtuber cu 3000 de abonați. Îl știu de când dădeam note canalelor voastre. Am primit un videoclip de-a lui care chiar mi-a plăcut și m-am abonat la el. Și într-o seară când făcea live, l-am întrebat dacă vrea să filmăm ceva și am filmat un videoclip destul de panoramă. Vă las link-ul în partea acolo sau în comentarii, dar dacă uit, sigur îmi amintiți voi mie. Cum ai scăpat de Felipe? Practic n-am scăpat de el, doar l-am ignorat tot timpul și până la urmă s-a lăsat el pe gubaj. Sfat pe care vi-l dau și eu vouă. Dacă aveți parte de oameni precum Felipe, nu încercați să vă luați la ceartă cu el sau cu ei dacă vor fi mai mulți. Nu rezolvați nimic. Dați-le bloc și ați încheiat toată discuția că... cu acest gen de oameni chiar nu vă puteți înțelege. Ce consolă ai avut? Am avut consolă din asta din piață și mereu rămâneam fără baterii la ea. Și care este cel mai bun clip al tău din punctul tău de vedere? Asta e o întrebare destul de grea pentru că eu nu sunt foarte mulțumit de videoclipurile pe care le fac, nu mi-este rușine cu ele. Un videoclip de care, cu care aș putea să mă mândresc ar fi Drumurile Patriei. E destul de diferit, l-am făcut în stil jurnalistic, dar... nu l-am făcut de unul singur. Așa că dacă ar fi să mă gândesc la clipuri pe care le-am făcut de unul singur, fără să mă ajute careva, aș putea să zic de exemplu de vlogurile pe care le-am făcut în ultimii 2 ani sau seria cu ajutor moral pentru voi intitulată Fruntea Sus sau chiar și Q&A-urile mai vechi așa de vreo 2 ani încoace. Cel puțin ăla pe care l-am făcut de Crăciun acum 2 ani, de mă împușcam în cap, sărea sânge și era ecranul spart. Am băgat pe niște efecte faine în clipul ăla și chiar mi-a plăcut cum a ieșit. Cum a fost pentru tine anul acesta? Mă, ca și anul trecut a început cu o mică speranță, apoi s-a dus dracu tot și m-a luat frumoasa depresie și anxietate de măcar am început să fac clipurile alea pentru voi să vă pot ajuta să vă ridic vouă moralul. Și ce să mai... văd o luminiță în acest moment la capătul tunelului, dar sper să nu fie un tren care o să mă dilească. Ce părere ai despre televiziunea din România? Bă, în general, la nivel mondial, televiziunea mi se pare o mizerie, dar cel puțin în România este ultimul dezastru posibil. Adică, cred că în afară de Starea Nației pe care o mai văd pe YouTube, altceva, ce se difuzează pe TV, eu chiar nu mă uit. Nu suport în sinea ei, nu suport
televiziunea și televizorul în general. Ultima dată când am avut un televizor în cameră a fost acum vreo 3 ani, când îl foloseam pe post de monitor la calculator și atâta. În rest, eu nu mă mai uit la TV de prin 2014, de când am terminat clasa 8-a, și chiar mi se pare oarecum primitivă televiziunea și în general uitatul la televizor mi se pare primitiv. Pentru că eu fiind obișnuit să mă uit de pe telefon și de pe calculator la ce vreau eu, la orice conținut media, sunt obișnuit, mai dau în urmă, mai pun pauză când vreau și așa mai departe. Ei bine, la televizor e cu totul altfel. Nu te uiți când vrei tu, te uiți când decide aparatul în sine, când decide televizorul practic. Nu-ți faci tu programul tău, ci oarecum ți-l face televizorul. Și nu poți să pui pauză când vrei tu, nu poți să dai în urmă în caz că n-ai înțeles ceva. Dacă vrei să te duci în altă cameră să-ți iei ceva ciugulit, ori ratezi secvența aceea acolo, ori trebuie să aștepți jumătate de oră până dă publicitate, publicitate care durează prea mult și așa mai departe. În concluzie, eu consider televizorul ceva de-a dreptul primitiv. Cum a fost operația pe care ai avut-o? Pentru cei care sunt mai noi pe canal și n-au văzut clipurile în care am mai dat mici bucățele, mici povestioare, mici easter egg-uri din întâmplarea mea cu operațiile de acum vreo 3 ani, faza e că eu în bucata asta din umăr nu mai am claviculă și am o cicatrice destul de mare. O să fac un story time în care o să vă povestesc mai pe lung așa ce s-a întâmplat, care a fost treaba cu operațiile mele și câteva întâmplări mai amuzante și mai triste din spitalele românești, dar asta o să o las pentru un clip viitor, așa că activați și voi clopoțelul ca să nu ratați. Crezi că lumea o să mai fie vreodată cum a fost în trecut, adică ca vremurile din 2015-2016? Mă, și mie mi-a plăcut foarte mult anul 2016, dar să știi că acele vremuri nu se vor mai întoarce niciodată. Oricum pandemia a schimbat foarte mult lumea și după pandemie vom fi cu totul altfel. Și chiar dacă nu era pandemie, tot lumea s-ar fi schimbat ușor-ușor, pentru că încet, încet toate se schimbă. Noi creștem, apar generații noi, apar aparaturi noi, tehnologii noi, update-uri la software-uri și așa mai departe. Deci, în concluzie, nu mai plângeți după anumite perioade din viața voastră, pentru că nu se vor mai întoarce niciodată și sfatul meu e... Trăiți clipa, aveți o ocazie, ceva, să zicem, sunteți într-o vacanță undeva, bucurați-vă de vacanța aia, nu mai stați pe telefon și pe alte prostii de genul, pentru că acele vremuri nu se vor mai întoarce niciodată. Dacă ai putea să fii acum într-un loc anume, unde ai vrea să fii? Acasă la ex-ul meu, ca să-i zic... Fă-mi felație. Fă-mi felație, te rog, fă-mi felație. Abia aștept meme review-ul. 1. S-a schimbat ceva de când s-a mai potolit pandemia? Nu știu la ce te referi tu prin a se potoli pandemia. Te referi de când nu ne-au mai ținut închiși în case forțat sau de când au început să se mai ridice ușor măsurile de restricție? Că nu știu la ce te referi aici. De fapt, dacă mă gândesc mai bine, au început să fie mai severe, cum de în București la ora 8 trebuie să fii în casă că altfel te ia poliția. În orice caz, eu consider că pandemia asta a fost de-a dreptul jucată în picioare de... conducerea țării, adică niște măsuri de-a dreptul stupide. Și fiindcă tot mi-ai dat întrebarea asta, o să fac un videoclip în care, cum să spun, voi face un review când se va termina pandemia sau când se va apropia de final. Voi face un review despre cum a decurs toată pandemia și cum mi s-a părut și ce am putut învăța din ea. Mulțumesc de inspirație. Și a doua întrebare, cum este să faci episoade când tu erai obișnuit cu live-urile? Mai e destul de nasol, pentru că nu mai pot să fac în fiecare zi. Un live pot să faci și de 2-3 ori pe zi. Un episod, dacă vreau să fac un episod mai bun, mai muncit, îmi ia câteva zile. Filmatul, editatul și așa mai departe. Dacă vreau să fac spam de clipuri, e foarte ușor. Pot să filmez 50 de gameplay-uri și gata. Însă, ce pot spune? E mai mult de muncă să faci episoade, dar am făcut oarecum și live-uri în perioada asta. Am făcut vreo 2 săptămâni pe Twitch, am făcut pe canalul secundar. Oricum aveți toate link-urile în descriere în caz că mai fac live-uri și în alte părți. Dar de săptămâna viitoare reîncepem live-urile aici pe canal, așa că fiți pe fază. Ce părere ai despre anime-uri? Bă, și eu când eram imbo, uitam la Naruto și Regele Shaman și Pokémon, mai ales la Pokémon. Dar ce pot spune? Nu știu ce părere să am despre cei care au mai mult ca mine în vârstă și încă se uită la anime-uri. Și eu mă mai uit ocazional la desene pe YouTube, la EDC, adică îmi plac, în continuare îmi plac. Nasol de cei care se uită la hentai, despre ea nu pot avea o părere prea bună. Nenea Caragiale ne întreabă, ai vrut să-ți schimbi vreodată religia din cauza unei probleme rea din viața ta? N-am avut probleme din situația asta, din punctul ăsta de vedere, că și așa pentru mine religia nu contează mai nimic, e așa de formă. Știți, eu n-am nicio treabă cu
această tematică și ce părere ai despre rapul românesc. Eu când eram mic am copilărit cu Paraziții, cu B.O.G. și cu La Familia. Mai ascult acum rap așa Bazooka, deși, na, practic mulți o să ziceți că ascult Bazooka doar pentru că sunt fan Codrin. Chiar sunt faine melodiile lor și mai am un prieten cu care mai plec cu mașina și pune pe YouTube Music să cânte Doc, Deliric din ăștia și, bă, tipii ăia chiar sună foarte bine. Noi românii chiar avem ceva artiști, însă nasol e că e apreciată în cultura. Nu vă mai zic la ce mă refer prin incultură, știți voi la ce mă refer. Am două întrebări. 1. Ce părere ai despre Beavis și Butthead, având în vedere că se va face un film pe Paramount Plus pe viitor? Foarte tare, după cum știți, mie îmi plac Beavis și Butthead, adică cel puțin ăsta, Corholio, a fost un mare meme la mine pe canal acum vreun an și ceva, 2 ani. Și abia aștept să apară în sfârșit noi episoade, cum ai spus că va apărea și filmul acesta. Chiar sunt nerăbdător. Cred că le-am văzut pe toate pe YouTube. Care sunt cartoonurile tale preferate? În paranteză, seriale de animație. Apreciez că ai specificat. Clar, Beavis și Butthead, că tot ai pomenit de ei. Mai era o serie făcută de Adult Swim, aceiași care fac și Samurai Jack. Se cheamă Metalocalypse, sper că am pronunțat bine. E cu formația Dead Clock, de-au melodiile din clipurile cu Bad Metal. Și mă mai uitam cândva pe YouTube la Suburbii. În caz că nu știți, e un fel de anime cu gangsteri, cu negri, ca să zic așa. Care crezi că sunt wrestlerii dintre cei tineri care mai țin WWE în viață? Cei drept nu mai urmăresc wrestling atât de mult ca acum vreo 2-3-4 ani, însă în continuare mă mai uit la pay-per-view, mă mai uit la AEW, la Raw și SmackDown, dar mai pe sărite așa pe bucăți. Ce pot spune? WWE este într-o mare criză de wrestleri. Cel puțin eu văd AEW cu talente mult mai mari, chiar dacă și acolo se fac multe gafe, parcă e mai altceva acolo. Cel puțin după WrestleMania, eu am văzut WrestleMania când a fost live, însă cam după WrestleMania tot ce a urmat, Raw, SmackDown, niște dezastre absolute. Și tineri așa, nu știu ce wrestler mai sunt tineri prin WWE, pentru că majoritatea au peste 35 de ani spre 40 și nu cred că îi mai poți considera tineri. Adică cred că singurul wrestler tânăr din rosterul actual ar fi fiul lui Rey Mysterio, Dominic. El care, într-adevăr, are ceva potențial. Și acum, nu știu cam care wrestler așa mai tineri nițel mai țin WWE în viață. Când mă gândesc acum la cine e mainstream, mă gândesc la AJ Styles și Randy Orton, dar au amândoi peste 40 ceva de ani, cât o se mai bată, maxim 5-6 ani se retrag și ei. Drew McIntyre mi se pare că are vreo 35-36, parcă, nu știu. Foarte mulți wrestler bătrâni și ăștia tineri din NXT chiar nu sunt folosiți cum trebuie. Ai face vreodată un sketch / scurtmetraj? Ar fi interesant. Da, dar o să am nevoie de personaje și Miguel chiar nu vrea să colaboreze deloc cu mine. Cam ăsta a fost și clipul, sper că v-a plăcut, cred că îl voi pune în perioada cu Paștele, așa că Paște fericit tuturor și ce să vă mai zic. Sigur o să vină o grămadă de glume legate de mine că am înviat, că dacă îmi desprind părul acum arăt ca Iisus. Dacă nu v-am răspuns la întrebare, înseamnă că probabil s-a răspuns la ea în Q&A-urile anterioare sau a fost o întrebare stupidă sau n-avea niciun rost să răspund la ea, poate cine știe, pe live-uri am menționat mereu acel subiect. Dacă vreți să faceți meme-uri, aveți în descriere link-urile către Reddit și grupul de FB-ul sau puteți să postați meme-urile pe Instagram și să-mi dați tag, că voi face videoclipuri și cu tagurile de pe Instagram, vă aștept și pe serverul de Discord, îmi puteți da acolo diferite sugestii și așa mai departe. Mai ține legătura, ne mai jucăm un Gartic Phone sau ceva de genul. Dacă avem subscriberi artiști care știu să deseneze, vă aștept să-mi faceți portrete că o să vă promovez paginile de Instagram. Dacă am și subscriberi care au alte talente, de exemplu cântatul, la fel, o să vă promovez fără nicio problemă, pentru că trebuie promovată arta și cultura. Și cam atât. Ne vom auzi data viitoare, apăsați și voi pe butoanele de sub mine, like, dislike, ce vreți voi, și cam atât. Pe data viitoare, ciao les!